Agricultorii români s-au văzut în sfârșit față în față la Târgul Agraria de la Cluj după 2 ani de pandemie. Numai puțin de 250 de expozanți din 23 de țări au adus în fața curioșilor ultimele tendințe în materie de tehnologie. Vedeta reuniunii a fost drona agricolă care îi va ajuta pe fermieri să reducă drastic pierderile de apă în timpul irigării terenurilor. A 26-a ediție a Târgului Agraria se desfășoară în acest weekend la Jucu, la doar câțiva kilometri de Cluj-Napoca. Sute de exemplare de mașinării agricole, care mai de care mai noi și de ultimă generație, au fost expuse de producători pentru ca fermierii români să aibă de unde alege. Ca în toate domeniile, și în agricultură tehnologia s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, ajutându-i pe cultivatorii pământului să fie mai eficienți și cu mai puține pierderi. Dronele agricole de pulverizare, fabricate la Târgu Mureș, sunt un exemplu în acest sens. Scădem consumul de apă cu 90%, scădem resursele umane, fizice, financiare. Dronele pot înlocui utilajele clasice, mai ales când avem condiții meteo nefavorabile. De exemplu, când s-ar bloca tractorul și nu pot pulveriza, atunci avem dronele la ajutor și salvăm cultura. Dronele variază de la 8.000 până la 20.000 de euro. Nevoile fermierilor sunt diferite, dar expozanții au soluții și utilaje care pot fi adaptate nevoilor fiecăruia. Ne-am prezentat în această locație cu un utilaj nou. În spatele meu se poate vedea mașina de administrat tratamente fitosanitare Pantera, un utilaj foarte bun pentru administrarea tratamentelor pe suprafețe atât mari cât și pentru aplicații speciale, pentru culturi speciale. Cei interesați au venit, au văzut și au cumpărat sau au plecat cu mâna goală din lipsa de fonduri, dar măcar acum știu ce le trebuie pe viitor. Am venit ca să vedem și noi niște utilaje, dar să vedem acum și buzunaiul. Că la seceta care a fost anul acesta, nu știu dacă este posibil să achiziționăm ceva momentan. Ce utilaje v-au interesat în principal? M-a interesat o prășitoare pentru a băga fertilizare cu semințe. E foarte frumos aici la târg, multe utilaje noi, care am venit cu mare drag să le vedem și animalele sunt foarte frumoase. Din toată țara care am reușit să le vedem doar pe internet și aici le-am grupat pe toate la un loc. Sunteți acum într-un tractor, căutați un utilaj pentru acasă, ați dorit să achiziționați? Probabil pe viitor. Târgul se poate vizita până duminică.